Bună ziua, iată-ne din nou aici la Bihor TV, la emisiunea Medica. Invitatul de astăzi nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că îl cunoașteți, nu știu în care colț al țării nu îl cunoaște lumea, dar cu siguranță aici în Bihor, domnul dr. Adrian Borcea, medic șef UPUS MURT, este foarte cunoscut. Mulțumesc, domnul doctor, că ați venit la emisiunea noastră. Sunteți, așa cum știți, un invitat drag sufletului meu pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare. Domnule doctor, pentru început aș vrea să vă întreb așa, pentru mine personal să spun, mai sunteți în acțiune, mai faceți gărzi, mai ieșiți cu mașina pe teren sau vă ocupați doar de coordonarea unei laturi foarte mare a medicinii din Bihor, acest UPUS MURT? Din păcate, pe mașină, deci în medicina de urgență prespitalicească, n-am mai reușit să mă implic în ultimii 4 ani, pentru că am devenit o echipă foarte mare, cu foarte multe activități, suntem implicați nu numai în interiorul județului, mai nou și interjudețean și chiar internațional, și aici e nevoie de multă muncă din partea echipei care coordonează. Și atunci eu coordonez echipa care coordonează. Nu vă este dor? Ba da, cum să nu. De foarte multe ori am mai întrebat un coleg sau altul, hai mai facem schimb, merg și eu prespital și hai tu o lună fă în locul meu, dar nu e ceva foarte atractiv munca asta doar de ședințe. Da, dar sunteți acolo la comandă, deci dumneavoastră sunteți într-un fel vârful piramidei, deci toți suntem cumva sub protecția dumneavoastră, asta vreau să spun. Da, ideea e că avem o echipă foarte bună, deci chiar sunt mândru de echipa care s-a format în UPUS MURT Bihor. Și aici mă refer la toate categoriile de personal și munca mea este de fapt rezultatul muncii lor și rezultatul muncii lor este și rezultatul muncii mele. Și dumneavoastră ați pus prima piatră, ați construit și acum sunteți așa și la vârf și la bază. Da, cumva, da. Am mai repetat și în alte emisiuni, dar cred că este bine să repetăm. Care este diferența între UPU, care este diferența între SMURT și apoi care este legătura între cele două componente ale medicinii de urgență? UPU înseamnă Unitatea pentru Primirea Urgențelor. Este o secție a Spitalului Județean Bihor. SMURT e o structură de urgență care face parte din UPU, sau o parte a personalului sunt din UPU, iar cealaltă parte sunt la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Bihor, practic, e o structură operativă, nu este o structură cu personalitate juridică. Deci cele două instituții au pus personalul și tehnica și așa a rezultat. Și leagă, pentru că, iată, ziceați, sunt două structuri diferite, două ministere diferite. Și cum pot ele să acționeze împreună? Care e rolul SMURT-ului, care e rolul secției UPU? Cum se complementează ei? Cum se ajută unii pe ceilalți? Deci SMURT are două categorii de echipaje. De fapt, sunt mai multe, dar cele două sunt principale. Echipajele de prim ajutor calificat, care sunt formate exclusiv din pompieri care au instruire în prim ajutor calificat. Ele au în dotare ambulanțe și echipamente pentru nivelul lor de competență, adică prim ajutor calificat. A doua categorie de echipaj este echipajul de terapie intensivă mobilă, care este format din medic și asistent care lucrează în UPU, deci este salariat al spitalului și face parte din UPU, și anumite ture, un anumit interval de timp din activitatea lor o desfășoară în cadrul acestor echipaje. Cealaltă parte a echipajului e formată din pompier, care este conducătorul auto, și
Fie un al doilea pompier, fie un voluntar, pentru că avem și foarte mulți voluntari. Deci, cele două categorii de personal, din UPU și din ISU, lucrează împreună pe ambulanța de terapie intensivă mobilă a SMURD. Dotarea medicală este a UPU, iar dotarea cu autovehicul și întreținerea autovehicului și combustibilul vine din partea ISU. Pompierilor. Da. Este un lucru care poate mi-l amintesc bine, vă rog să mă corectați dacă greșesc. Aveți anumit timp la care trebuie să ajungeți la un caz, în funcție de gravitate, în funcție de patologie. E de fapt un procent din totalul cazurilor la care trebuie să ajungem în mediul urban sau în mediul rural. La noi, nefiind legat de patologie, adică la toate cazurile la fel, pentru că din start echipajul nostru așa este definit, că intervine doar la cazuri Cazul. grave. Vorbesc de echipajul de terapie intensivă mobilă, iar echipajul de prim ajutor calificat și ele funcționează ca echipaje de prim răspuns. Și atunci și ele trebuie să îndeplinească același procent din totalul cazurilor, 75% din intervenții trebuie să aibă un timp sub 8 minute, de exemplu, în urban și 25 de minute în rural. Și acești timp sunt influențați, de exemplu, de circulație, pentru că am văzut de multe ori ambuteiaje și nu putea să treacă efectiv ambulanța din Da, sigur. ce este cazul, cum le coordonați, le rezolvați? Păi aici ar fi rolul mijloacelor de avertizare sonoră și luminoasă, care practic transmit mesajul: dăm prioritate, lasă-mă pe mine să trec. Și atunci, încă în Bihor și în Oradea, avem totuși noroc, pentru că Funcționează și lumea înțelege lumea înțelege, mesajul. știe să reacționeze și de obicei nu sunt probleme. Mai sunt zăpăciți care și săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni a fost o tamponare ușoară pentru că cineva n-a fost atent și a ieșit în calea echipajului Ambulanțierului. nostru, dar cu nici măcar daune materiale majore nu au fost. Deci, în general, ne ajută lumea, dar sunt perioade ale anului, cum acum e o perioadă cu foarte mulți turiști, cu drumuri extrem de aglomerate, e și mai greu. Și se vede și pe acest procent din media, intervalul în care sosim la caz, că mai crește cu 1 minut, poate 1 minut jumate. Deci există aceste creșteri care sunt Da. justificate și care nu afectează, să spun, Da. viața Da. pacientului, că de fapt Da. asta, de asta vă întrebam dacă. Și de obicei încercăm să găsim soluții și aici este rolul important al dispeceratului care coordonează echipajele. 112 este. Da, și în cad, deci 112 este numărul unic de apel și de aici apelul ajunge la dispeceratele serviciilor care intervin. Poliție, jandarmi, pompieri și ambulanța și SMURD sunt împreună într-un dispecerat medical. De fapt, și cu pompierii suntem în aceeași încăpere. Deci coordonarea se poate face foarte ușor. Și atunci, dacă e un apel, știu, într-o localitate aflată mai la distanță de Oradea și știm că un echipaj iese mai greu din oraș din cauza aglomerației, trimitem un echipaj de prim răspuns dintr-o altă localitate și Care intervine pe urgență, îl care aduce până la locul de întâlnire, da, sau probabil. așteaptă acolo până ajunge echipajul, dar deja se fac primele măsuri de prim ajutor, de asistență medicală, până ajung echipajele cu medic. Să știți că nici eu, ca și cadru medical, nu am înțeles într-o perioadă de ce atâtea întrebări la care trebuie să dai răspuns la 112. Când am fost în misiune la Ciolpani, atunci am înțeles și eu cât de important este exact să răspunzi corect, pentru că și pe mine, ca și dispecer la o astfel de misiune, m-a ajutat foarte mult să știu cât mai multe. Deci să le explicăm telespectatorilor de ce este important
să răspundem la toate întrebările, vârstă, alte boli sau ce este cel mai bine să spunem când avem o problemă? Sunăm la 1-2, ce este cel mai bine să spunem dispecerului? Păi, întotdeauna se începe cu ceva și acel ceva trebuie să descrie cât mai bine situația. De acolo începe totul. De fapt, e ca un fel de interviu. Adică sunăm la 112 și spunem un accent rutier între, nu știu, în zona Tileagd. Operatoarea de la 112 va începe să pună atunci întrebări. Câte victime, dacă vedeți sânge. De ce? Ca să știe cui transmite mai departe apelul. Pentru că dacă nu este nicio victimă, da, de exemplu, dacă nu e nicio victimă, este doar un accident rutier de tip tamponare, atunci va da doar către poliție, ca poliția să explice apelantului ce trebuie să facă sau deseori nici măcar nu e nevoie de nicio intervenție. Dacă sunt victime, atunci se dă către dispeceratul medical și poliția stă în ascultare, adică aude comunicarea dintre dispecerul medical. Deci rămâne legătură cu dispeceratul, da, și cu echipajul medical. Da. Operatorul STS, în momentul în care știe care e evenimentul, pune în legătură directă cu apelantul una dintre agenții care este titulara apelului și care va coordona întrebările, iar celelalte care nu sunt titulari ascultă. De exemplu, un alt exemplu, incident în zona montană, un turist și-a rupt piciorul. Apelul merge către pompieri și dispeceratul medical, dar merge către pompier pentru că salvamontistul nu este în dispeceraș. Atunci pompierul apelează salvamontistul care va discuta cu apelantul ca să afle unde e victima, pentru că ei sunt primii care intervin. Ambulanța, SMURD vor merge în faza a doua după ce persoana a fost evacuată din zona cu acces dificil. Deci e o legătură și cred că aici ați merita felicitări, pentru că după puținele mele cunoștințe ați reușit să puneți salvați pe mașini. Deci au început și mașinile de la salvamont să aibă prioritate, să fie recunoscută. A, vă referiți la girofar, sirenă. Da, 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 da. Știu că da, a fost o luptă, îmi spuneați într-o emisiune că este important. Într-adevăr, da, acum ne dăm seama când vedem câte cazuri se întâmplă, cât de important este rolul acestui salvamont pe care l-a început când îmi spuneați el acum mulți ani când filmam. Ca să închei cu ideea dispeceratului, deci operatorul STS în baza unei proceduri foarte clare, deci el știe sau ea știe cui să transmită apelul, după care dispeceratul medical va continua întrebările pentru că trebuie să afle cât e de grav, cât ce simptome, cum poate fi ajutat. Ca să selecteze din tipurile de echipaje care îi stau la dispoziție, care e echipajul potrivit pentru asta. Și da, uneori sunt întrebări multiple, uneori deranjează, dar e important, pentru că dacă greșim tipul de echipaj, e mai greu de corectat ulterior. Și se pierde timp. Se pierde timp. Dar ceea ce trebuie să se știe este chiar dacă întrebările, să zicem, durează un minut, două, echipajul, primul echipaj de răspuns pleacă încă în timpul întrebărilor. Deci nu se așteaptă o decizie după o poveste lungă, ci la începutul întrebărilor deja se ia așa o decizie de trimiterea unui echipaj de prim răspuns. Ar fi multe de întrebat, ar fi multe care sunt sigură că telespectatorii vor să le afle, dar nu vă reținem foarte mult și mulțumesc colegului care m-a ajutat cu această trusă de laic mai profesionist, spunea el, să ne recomandați, pe lângă ce avem noi, dacă mai e cazul, ce anume ar trebui să ducem cu noi în concediu. Dacă este diferit la munte, dacă este diferit la mare, sau putem face o trusă care o ducem și la munte și la mare. Tot începe de la noi înșine. Nu numai ca și element de instruire, cum ați spus, că e o trusă pentru un laic mai instruit, dar și
Trebuie să ne cunoaștem corpul. Adică dacă avem o boală cronică pentru care luăm tratament, obligatoriu trusa începe de la acele medicamente. Dacă corpul nostru poate să sufere acutizări, adică, de exemplu, cineva are tratament pentru hipertensiune arterială, un tratament cronic, dar știe că din când în când mai face puseie de tensiune, o creștere a tensiunii, o creștere bruscă care trebuie tratată ca să nu apară complicații, atunci persoana va ști și ce alte medicamente pe lângă tratamentul cronic mai trebuie să ia ca să gestioneze aceste puseie. Deci de aici începem. După care depinde. Să spunem că suntem sănătoși. Da. Dacă însă suntem sănătoși, dar hiperactivi și la munte mergem nu doar să stăm într-o pensiune sau pe terasă, atunci ne trebuie acele elemente care ne ajută să ne gestionăm posibile răni care pot să apară. Ne mai zgârie o creangă, o piatră. Mai alunecăm. Mai alunecăm și atunci plasturii sunt o idee foarte bună. Compresele. Astea la fel. În caz de plagă, deci dacă e zgârietura de la care făceați referire, poate și o astfel de soluție care poate fi utilizată pentru curățare, dezinfectare. Se poate folosi direct pe plagă sau? Aceasta da. Da, betadina, polivinil pirolidona este o soluție care se poate pune și în jurul rănii și pe rană. La fel ca și apa oxigenată și liganolul? Apa oxigenată nu mai folosim. Apa oxigenată întârzie cicatrizarea și e de evitat. Dacă nu avem betadina, atunci e de preferat apa simplă și atât. Deci pentru răni acestea, dacă folosim comprese și nu avem plasturi, atunci evident că avem nevoie și de o fașă, fie rigidă, fie elastică. Da. Fașa elastică. Fașa elastică o putem folosi și la imobilizare? Dacă suntem undeva și punem două scândurele, două crenguțe. Vă referiți la imobilizarea unei posibile fracturi. Întorsă, fractură. Da, acum depinde și unde e persoana. Dacă e un traumatism, evident că nu va putea să laic, niciun medic nu își dă seama fără o radiografie dacă e sigur fractură. Corect. Sau nu, doar în situații foarte rare. Dacă persoana e într-o zonă accesibilă, mai bine rămâne pe loc și așteaptă. Deci nu e bine să ajutor. Imobilizăm și să ne imobilizăm. După ce va fi un chin, chiar dacă imobilizăm, va fi un chin mutarea. Da, se pot face atele improvizate, exact. Sau se găsesc atele care în cap într-o cutuță din asta, se pliază și se pot folosi. Dar după aceea trebuie evacuată persoana. Și atunci, dacă, mai ales dacă e la nivelul membrelor inferioare, mai bine să rămână pe loc. Dacă e membru superior, atunci o imobilizare simplă deseori ajunge un triunghi. Un triunghi de pânză sau un tricou sau o eșarfă care se leagă pe după gât și sprijină membru superior care a fost afectat. Și atunci, evident, persoana se autoevacuează. Dar la membrele inferioare aș recomanda să aștepte acolo unde se află și cu salvamontiști, cu echipaje medicale e mult mai ușor și fără atâta suferință. Deci da, fașa elastică se poate folosi și pentru aceste atele improvizate. Dar e mai bine să nu folosim, așa cum ați spus, să așteptăm echipajul specializat. Eu recomand fașa elastică să fie folosită mai mult pentru e o prindere mai eficientă a compreselor decât fașa rigidă. Fașa rigidă trebuie să știi cum o pui ca să nu se desprindă. Spicul cunoscut. Da, plus ajută și la hemostază, fașa elastică, dacă e o rană mai sângerândă. Apropo de hemostază, am văzut aici și deja am comentat acest aspect. Acesta nu este un garou folosit pentru hemostază. Acesta îl folosește personalul medical pentru recoltarea sângelui.
sau administrarea medicamentelor intravenoase. Garou se poate improviza din orice, dar nu mai este recomandat ca principiu, decât în situații extrem de rare, de exemplu o amputație. Deci în hemoragii foarte mari. Nu. În acele situații când nu avem posibilitatea să oprim sângerarea punând mâna pe locul unde sângerează. Adică dacă sângerează de aici, atunci eu trebuie să pun mâna și să strâng. Deci facem numai compresie, nu mai să leagă mai sus sau mai jos. Da. Dacă în schimb lipsește această zonă, să zicem că e o plagă care distruge o suprafață mare musculară și sângerează de peste tot, atunci da, se folosește un garou, dar poate fi improvizat din orice, mai puțin din așa ceva, pentru că e materialul foarte slab și nu se și aplicarea garoului e foarte importantă, pentru că tot așa într-o emisiune aminteați dumneavoastră că sunt anumit timp cât poți să ții da, legat. Dar de atunci s-au mai modificat protocoalele. Deci de atunci s-au modificat și facem compresie mai bine. Facem compresie. Deci garou ar trebui uitat. Doar excepțional de rar în aceste situații. Deci amputație sau plăgi pe suprafețe enorm de mari, acolo se poate pune deasupra zonei afectate. În rest, compresia de preferință cu mâna, cu pumnul, deci cumva menținut, sau cu fașa elastică strânsă bine, dar în locul unde sângerează. Dacă garoul se pune, deci dacă este o situație care impune utilizarea garoului, atunci nu se mai desface. Se desface numai de personal medical care știe cum să desfacă. Chiar dacă sunt 3 ore, 4 ore, se menține. Și nu se mai necrozează, nu mai sunt probleme? Evident, va suferi segmentul care e după garou, dar despre asta și vorbim. E o zonă care din start e afectată, care din start fie lipsește în cazul amputației, fie este profund afectată și desfacerea garoului va face ca să se repornească hemoragia și atunci punem în pericol viața. Și atunci avem balanța, mici zone de necroză pe un segment profund afectat sau viața persoanei. Și de asta s-a ajuns la ideea, persoana laică nu desface garoul, indiferent cât deci, durează. Deci orice ar fi, despre asta uităm. Uităm. Nu avem nevoie de el, pentru că face mai mult rău decât bine. Da. O altă idee bună, acum, nu știu, se va vedea și numele produsului, dar e vorba de spray-urile pentru arsuri. Arsurile solare sunt cele mai frecvente. Dacă nu avem acest produs sub formă de spray, răcirea cu apă este de obicei la arsurile solare suficientă. Deci spray-ul pentru arsuri e bun și pentru arsurile care se produc prin flacără, la gătit, la grătare, la ce se mai întâmplă vara, pentru că are o componentă care cu un ușor efect analgezic, deci reduce durerea și reduce temperatura tegumentului afectat, adică a pielii. Dar ideea rămâne aceeași, că apa rece ajută mult mai repede la calmarea durerii. Chiar dacă e o arsură de gradul 2, răcirea imediată a pielii ajută foarte mult la durere. Avem un spray de gheață. Da. Dacă vorbim de cald, să vorbim și de rece. Da. Spray-ul care conține, care produce răcirea rapidă și hai să zicem așa, localizată în cazul unui traumatism. Poate ați văzut în meciurile de fotbal când se ciocnesc două gambe, locul de contact a ambilor fotbaliști se dă cu așa ceva pentru că reduce durerea. Deci se pune pe local unde pe musculatură, nu pe zona osoasă sau se poate și. Se pune pe piele. Deci da. Și ajută deci, prin vasoconstricția la nivelul capilarelor, arteriolelor și așa mai departe. Practic terminațiile nervoase din piele care sunt mai puțin
care generează această durere vor fi reduse la tăcere și nu vor mai crea senzația de durere. Efectul e limitat în timp, câteva minute, 10 de minute și se poate relua până la un anumit moment, dar nu foarte mult și nu mai mult de o oră, două, pentru că după aceea pot apărea leziunea revaselor din cauza acelei vasoconstricții. Folia. Folia. Pe care mi-ați arătat-o acum mulți ani de zile. Da. Și care ziceam că are foarte mare importanță, putem să desfacem una să le arătăm telespectatorilor. Pentru că atunci mi-a spus un lucru atât de mic, poate să salveze viața. Da. În special în zona montană, mai ales, de fapt chiar și vara, nu numai în anotimpul rece, este o folie izotermă. Deci previne corpul să piardă căldură. Nu produce căldură, deci nu încălzește, ci nu permite corpului să piardă căldura. Și atunci, dacă folosind o astfel de folie, acum nu desfac integral, vedeți că are o suprafață argintie și una aurie. Aici există o legendă urbană care spune că dacă punem cu galbenul la exterior și albul la interior, atunci ne încălzește, dacă punem invers, ne răcorește. Nu, e aiurea. De ce e galben? E foarte simplu, pentru că culoarea aurie e foarte rar întâlnită în mediul natural și atunci se vede de la distanță. Adică dacă cineva e învelit în trofolie, acolo este o urgență. Acolo e cineva care are nevoie de ajutor. Sau iarna putem vedea de la 2-3 km dacă sunt înveliți în folia asta. Dar ca să ne întoarcem, deci indiferent care dintre părți o folosim, ea va menține efect. Căldura. Menține căldura e ca și cum am face un cort, un mediu controlat din care căldura nu mai iese. Este o folie de plastic acoperită cu aluminiu, aluminiu alb și aluminiu colorat și e extrem de eficientă și eu am întotdeauna așa ceva în mașină pentru că nu știu niciodată când ajungi să rămâi pe o potecă și trebuie să-ți faci un bivouac peste noapte. Să atragi atenția pentru ceva, chiar dacă nu pentru tine personal, pentru o altă persoană care e în dificultate. Pentru cei care merg pe trasee lungi, trei astfel de folii permit și n-au cort asupra lor, permit și crearea unui bivouac, adică un cort temporar, două frânghii și trei folii plus un mic arzător pe bază de gaz, deja avem o atmosferă. Cea mai ieftină locuință, domnule doctor. Exact. Și ne transformăm în inginer constructor. Peste noapte. Ce ne mai recomandați sau ce ne mai recomandați în plus dacă considerați că trebuie să avem anumite medicamente de anumit tip în afară de tratamentul cronic? Chiar dacă e perioadă caldă, e și o perioadă în care apar frecvent viroze și noi tot încercăm să explicăm pacienților sau celor care ne caută, ne întreabă. Viroza, în primele zile, se poate trata, adică primele 5-6 zile, doar cu antiinflamatoare. Și atât. Deci nu trebuie perfuzii, nu trebuie medicamente sofisticate, categoric nu trebuie antibiotice și chiar sunt de evitat. Și atunci, dacă mergeți indiferent la mare sau la munte, după un pahar de apă rece sau după o baie rece, poate să apară simptomatologie asemănătoare cu viroza sau poate să fie chiar o viroză. Și atunci, dacă aveți asupra... Dacă turiștii au asupra lor un paracetamol care ajută și la starea de durere, adică senzația de durere pe care o mai pot avea în lângă gâtului sau... sau chiar durerile musculare. Sau dureri musculare. Sau un alt antiinflamator, acum nu vreau să dau exemple de nume, dar
antiinflamatoare găsiți fără niciun fel de probleme. Se dau în orice, fără rețetă? Fără rețetă. Și în primele, hai să zic, 3-4 zile se poate începe așa, ca să nici nu ne stricăm vacanța stând în fața cabinetelor și în fața upurilor din țară. S-au schimbat multe în anii aceștia de când, iată, am lipsit, să zic, din domeniu, da. Dar mai este valabilă ideea că o viroză se tratează în 7 zile cu antibiotice și într-o săptămână fără antibiotice. Da, e corect. S-a păstrat. S-a păstrat și așa deci... este. Din păcate, multă lume își autoadministrează antibiotice, uneori chiar de la început. Nu e ok. Nu numai din perspectiva așa comunității, adică țării care și-a dezvoltat. Deci noi la nivel național avem niște bacterii cu rezistențe multiple la antibiotice din cauza că am contribuit noi la asta. Adică nu... Că le-am cumpărat fără să fie nevoie, probabil. Antibioticele, da, și microorganismele s-au adaptat așa încât să fie rezistente la mai multe antibiotice. Și aici România e un lider mondial în anumite tipuri de infecții rezistență multiplă. Deci virozele sau stările asemănătoare cu viroze se pot trata foarte ușor cu antiinflamatoare în primele zile. Dar ținând cont că mergem, să spunem, la mare, poate ne știm sau nu ne știm cu o afecțiune biliară sau un deranjament la stomac. Sunt anumite medicamente pe care le putem lua sau nu este cazul? Au efect dacă le luăm chiar imediat după ce consumăm anumite produse sau putem merge liniștit la un cabinet și să așteptăm să ne recomande medicul, să spun? Deci, de asta am spus la început că fiecare trebuie să-și cunoască organismul. Evident că cineva care face dischinezii biliare, gastrite, va ști și că pentru gastrite va avea un pansament gastric asupra lui, pentru dischinezia biliară un antispastic sau un prokinetic, depinde. Și aici mare atenție că trebuie să se știe foarte bine, pentru că unul poate are să ajute, celălalt poate să dăuneze. Deci, dacă persoana a mai folosit și știe că ajută, atunci e bine să aibă asupra lui. Sunt medicamente care nu se iau preventiv, dar dacă se întâmplă gastrita sau dischinezia, și sunt frecvente situațiile în perioada averii, sau chiar și așa numitele toxi infecții alimentare sau enterocolitele. Ce facem cu aceste toxi infecții alimentare? Pentru că sunt probleme și la copii și la vârstnici. Aici e problema, persoanele vulnerabile. Copilul și vârstnicul, în urma unei enterocolite, dacă mai este și gastroenterocolită, atunci destilatarea se produce foarte repede, adică se pierd lichide, aportul nu poate fi realizat pentru că varsă orice bea și atunci, mai ales în perioadele calde, riscul de deshidratare este foarte mare. Și atunci, în aceste situații, da, e bine să vină la urgență. Pentru adultul, hai să zicem, sănătos, nu atât de vulnerabil, acolo iarăși se poate încerca câteva zile cu preparate în acestea care elimină diverse toxine care sunt. Da, nu vreau să folosesc liberate. Cuvântul toxină, dar da, substanțe sau alte categorii de elemente care le avem în tubul digestiv și care. Sau un pic repaus alimentar, chiar dacă suntem în vacanță și în concediu. Evident. Hidratare. Hidratare și e suficient, 2-3 zile. Dar dacă hidratarea asta nu se poate realiza în 2-3 zile, atunci. Adică aportul oral, aportul, deci să bem apă, atunci, da, și în aceste cazuri e bine să veniți. Mă uit la ceasul dumneavoastră, da. Așa tică, știți, împotriva mea, nu știu, da, cum să-l fac să se oprească. Mai avem încă 5 minute, dar îmi spuneați înainte de emisiune și aș vrea foarte mult telespectatorii să ia aminte la acest fapt, pentru că de multe ori facem involuntar și ne gândim că e bine ce facem. În cazul în care suntem mușcați de o căpușă, o vedem, e acolo, ce facem?
Luăm penseta, tragem de ea, punem cremă, punem țuică, ce punem? Sau sunt nu punem diverse nimic și plecăm. Modalități de tortură care au fost inventate așa și circulă, fie ca și legende urbane, fie ca și poate chiar practici care pot fi de succes. Problema e așa, la fel ca și în multe alte situații, trebuie să știi ce faci. Adică nu poți să experimentezi pe propria piele sau pe altuia așa ceva. Și nu e chiar de jucat, pentru că dacă nu se extrage corect căpușa, de fapt capul acestea, că capul intră în piele, există un risc mare și e tot mai frecvent riscul de a dezvolta boala Lyme. E o boală destul de invalidantă, a cărui tratament durează mulți ani. Și greu de depistat, pentru că până să-ți dai seama că totul s-a întâmplat de la o înțepătură care da. Poate n-ai... Și atunci, nu spun neapărat că dacă sunteți undeva sus la munte, trebuie să veniți până să vă stricați vacanța, să veniți la o unitate sanitară, dar trebuie să găsiți persoana care știe cum extrage. De obicei, sunt două, trei metode care sunt eficiente. Dar trebuie învățate și făcute exact. De un om care știe. Da. Nu să încercăm noi și dacă rămâne cap acolo, după aia ce facem? Că da, e mult tot mai la greu, unitate tot la sanitară sau și la... poate și da. Cu da. Alte complicații. Da, deci e de evitat extragerea dacă e cineva care nu a mai făcut-o. Dacă totuși apare, descoperiți o suprafață roșie în jurul unui punct negru, o suprafață roșie care e mai mare de 3 cm în diametru, asta deja e un prim semn de alarmă. Pentru că punctul negru înseamnă capul căpușei rămas acolo și chiar dacă nu e capul căpușei, ci e sânge, zona aceea inflamată deja e un semn infectată. De alarmă. Deja. Da. Deci chiar dacă persoana s-a priceput să scoată, zona roșie înseamnă prezentare la medic cât mai repede. Foarte scurt, înainte de a vă ruga să transmiteți un mesaj, putem să apelăm sâmbătă, duminica, la centrele medicale ca să nu mai încărcăm UPU, pentru că este foarte mult de lucru la UPU. Am avut neșansă să ajung la secția dumneavoastră și vă spun sincer, mi s-a părut un furnicar. Fiecare mergea, știa, fiecare știa ce trebuie să facă. Nu știu de unde erau coordonați să știe așa de bine totul. Și atunci mă gândeam așa, oare nu putem ajuta? Pentru că dincolo nu e chiar atât de greu la un centru medical de permanență. Centrele de permanență și UPU sunt două lucruri care au destinații diferite. UPU este pentru urgențe. Urgențe care nu numai pun viața în pericol, dar care creează suferință. Și suferință înseamnă nou instalată, adică ceva care a apărut în ultimele zile și te sperie, te doare, te sufoci, deci creează o suferință, indiferent de ce natură. Centrele de permanență sunt acele structuri care asigură permanența activității medicului de familie. Adică în afara programului medicului de familie, putem găsi acolo un medic de familie care să ne ajute cu diverse. De exemplu, schimbarea unui pansament, cu o injecție pe care un alt medic de familie mi-a scris-o, dar n-am cine să o facă după masă la ora 7. Nu știu, deci pentru un sfat, pentru o viroză, după 2-3 zile, ca să vedem, mențin tratamentul, mai schimb ceva la el. Deci, pentru acest gen de situații sunt centrele de permanență. Din păcate, da, aveți dreptate, UPU vede un număr mare și tot mai mare de pacienți. Și aici oamenii trebuie să înțeleagă că faptul că așteaptă, asta nu înseamnă că e o așteptare irosită. Adică noi sau nejustificată. Sau nejustificată sau necontrolată, nici nu știu ce alte sinonime să mai găsesc, dar
cel care vine în UPU este preluat imediat de un asistent care are un mod de decizie foarte bine structurat. Probabil în care stabilește un anumit scor, cum este scorul APGAR la nou născut. Sunt 5 nivele de priorități pe care îl decide în baza unor, la fel ca și operatorul 112 de care vorbeam, pune niște întrebări, primește răspunsuri, mai vede ce cu pacientul și în maxim 2 minute, de obicei între 20 de secunde și un minut e media, ia o decizie. Și atunci, se pune fie, culoarea. Da. Și atunci fie se acordă asistență imediată, adică e ceva foarte grav, pune viața în pericol, fie așteaptă. Legea în România spune că un pacient în urgență poate să aștepte și până la 6 ore înainte să ajungă medicul la el. În Oradea nu se mai întâmplă așa ceva. Sau excepțional de rar, dacă chiar s-a întâmplat ceva. Anul acesta am avut o singură zi de acest gen, a fost între ianuarie. Atunci m-am gândit că oare o parte din acei pacienți nu puteau merge către centrele de permanență. Că sigur, da, nu toți au fost de UPU, cazuri de UPU. Ba da, și tot pentru de că erau cei care n-au beneficiat de prezența medicului de familie în timpul sărbătorilor. Și s-au panicat. Da. S-au acutizat. Exact. Deci boli cronice care aveau nevoie de schimbarea tratamentului, de un sfat. Deci o parte, da. Dar asta vreau să spun că în UPU Oradea am reușit ca media, intervalul de timp de prim contact cu medicul sau primul consult al unui medic să fie undeva la 10-15 minute, ca medie. Repet, și acolo depinde de momentul zilei, de numărul de pacienți, dar... Și de cazurile pe care le aveți acolo. Doamne ferește, da, de un accident multiplu, cu victime multiple, ce faceți? Tot sunteți acolo, restul mai așteaptă. Acum, aici ar trebui un pic de încredere, că dacă noi spunem că mai poți aștepta, atunci chiar poți aștepta. Cu siguranță că nimeni nu se riscă și nu își dorește să vadă pe cineva suferind. Da. Domnule doctor, v-aș mai ține, da, dar știți că place să mă țin de cuvânt și ceasul ticăie. Aș vrea să vă rog un mesaj de final către telespectatorii noștri. Da, păi având în vedere că am vorbit despre toate acestea, vă doresc să aveți o vară activă în care să aveți așa ceva asupra dumneavoastră, dar să nu aveți nevoie de nici de ele și nici de noi. Vă mulțumim mult, domnule doctor. Promiteți-mi că mai veniți. Nu m-ați refuzat niciodată, sigur. Știu, dar avem atât de multe de vorbit cu dumneavoastră. Nu uitați, pe noi ne puteți vedea miercuri și sâmbăta în reluare și pe pagina oficială Bihor TV. Până săptămâna viitoare, ce să vă doresc decât concediu plăcut, distracție plăcută și aveți grijă, nu uitați de sănătatea dumneavoastră. Mulțumesc mult! O săptămână frumoasă în continuare!